intru și eu în intimitatea unei întâlniri cu Dumnezeu. O să vă spun că în urmă cu câțiva ani de zile, pentru că este pe semne cel mai iubit om din între autorii, ca om între autorii cum ar fi. Acolo unde apare este o sărbătoare, cum a spus eu. A venit și mi-a spus în urmă cu 2-3 ani să mă ajutați la mici detalii. Mi-a zis, dragă, fratele meu a trăit până la vârsta de 85 de ani. Mama mea până la vârsta de 95 de ani. Eu am acum 88 de ani. M-am hotărât să mă chitesc după vârsta mamei. Deci mai am 7 ani și am venit la dumneata în birou ca să-ți dau lista cu cele 7 titluri pe care vreau să le mai scriu. În fiecare an un titlu. Și mi s-a părut că e corect să-ți las lista ca să știi ce te așteaptă în de 7 ani. A venit, a pus lista pe masă și au început să treacă ani și să curgă cărțile. Anul și cartea, anul și cartea. Și asta este o formă de splendoare. Alții de la 60 de ani încep să vaete că își văd sfârșitul, că nu mai știu cum e, ce-i cu viața, vai de noi. Domnul Giulvara și-a calculat 95 de ani de viață, cred că o să depășească mult vârsta. Încă mai face genoflexiuni când râde. Adică râde și face genoflexiuni. Ceea ce pe mine mă lasă uimit. Așa că acolo suntem și vreau să-i mulțumesc că e unul din lucrurile minunate care mi s-a întâmplat în ăștia 20 de ani.